Domnilor și domnilor colegi, declarația mea politică se intitulează Instaurarea stării de normalitate. Votul, stimați colegi, nu este o lozincă, ci un drept fundamental al oricărui cetățean liber al acestei țări, indiferent unde se află, în România sau în afara granițelor țării. Evenimentele care au avut loc de curând la alegerile prezidențiale, dincolo de organizarea defectuoasă, de rea voința autorităților care au organizat procesul de votare, de umilința la care au fost supuși românii din străinătate care au dorit să voteze, trebuie să constituie un punct de plecare pentru modernizarea sistemului electoral. Este o datorie a politicienilor de a răspunde prompt nevoii unui cadru legislativ adecvat secolului 21, care vine în întâmpinarea unei societăți aflate în permanentă evoluție și proces de modernizare, pentru că democrația este un proces viu, în permanentă schimbare și o continuă cucerire de noi libertăți și drepturi. Partidul Democrat Liberal a dorit să facă acest lucru încă în anul 2007, când a depus o propunere legislativă privind introducerea votului electronic, care a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ, dar nu a primit susținerea premierului atunci, Călin Popescu-Tăriceanu. Încă de acum 7 ani am încercat să creăm instrumente legale pentru o mai bună și mai largă exprimare a votului de către alegători, indiferent dacă este vorba de cetățeni aflați în străinătate la momentul alegerilor sau de cetățeni din țară, dar care, din diverse motive, nu se pot deplasa la secțiile de vot. Am revenit, noi cei de la Partidul Democrat Liberal, cu o propunere și anul 2011 și încă una recentă. Pentru că nu încetăm niciodată să sperăm că toate forțele politice din România și din Parlament vor înțelege necesitatea introducerii de metode de vot alternative care să faciliteze procesul electoral și voința politică să fie îndreptată spre drepturile cetățeanului și nu pusă în slujba intereselor electorale obscure ale unui partid. Alegerile nu se organizează pentru politicieni, ci pentru oameni. Acest lucru trebuie să-l accepte și PSD, odată pentru totdeauna. Comportamentul lor discreționar reprezintă o amenințare la adresa democrației și dacă nu reușim să venim rapid cu o alternativă, dezastrul actual va lua proporții catastrofice. Anul 2014 se încheie cu imaginea românilor așteptând în frig la coadă la democrație, așa cum altă dată așteptau la carne, la lapte, la pâine. Încăpățânarea lor de a vota în ciuda condițiilor inumane este o lecție importantă pe care au dat-o guvernului socialist al lui Victor Ponta. Iar acum este rândul nostru să le arătăm că am înțeles revolta lor, că suntem alături de ei, că Partidul Democrat Liberal nu se dezminte nici atunci când vine vorba de modernizare, progres, dar nici în ceea ce privește respectul față de cetățean și față de drepturile lui. Este datoria statului român să se asigure că fiecare cetățean care dorește să voteze poate face acest lucru într-un mod cât mai simplu, mai puțin costisitor, indiferent dacă este vorba de cetățeni aflați în țară sau de aceia aflați în diaspora. Se poate vota prin corespondență în Austria, în Germania, în Irlanda, în Italia, în Luxemburg, Slovacia, Spania, Belgia, Estonia, Franța, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Slovenia și Suedia. Votul prin procură este reglementat în Belgia, Franța, Marea Britanie, Olanda și Suedia. În Estonia, Franța și Olanda se poate vota electronic. Partidul Democrat Liberal are ca principal scop înscrierea României în rândul acestor țări ale Uniunii Europene cu o legislație electorală modernă și deschisă spre nevoile democrației secolului 21. O prezență mai mare la vot, un acces mai bun la centre de votare, nu reprezintă decât normalitatea într-o democrație. Este nevoie să oferim un cadru legal pentru această normalitate. Indiferent de ce modalitate de exprimare a votului vom considera a fi mai bună, vot prin corespondență, vot prin procură, vot electronic, este datoria noastră să transpunem în lege nevoile cetățenilor, astfel încât niciun cetățean să nu mai fie ignorat, uitat sau umilit. Să nu uităm că fiecare din instituțiile statului și fiecare politician are datoria de a garanta românilor protecția absolută a drepturilor și libertăților fiecare dintre ei. Să facem în așa fel încât umilința pe care au trăit-o miile și zecile de mii, sutele de mii de români, unii în țară, alții în străinătate, la alegerile prezidențiale din 16 noiembrie 2014, să nu se mai repete niciodată. Vă mulțumesc!